Laurențiu și Ionut se întorc în Casa Iubirii. Situație neașteptată în emisiune, nu vreau să zic. Vreau să rămână surpriză, Julia și a toți colegii prin surprindere și izbucnește în lacrimi în grădină, vor curge lacrimi și roaie pe obrajii Juliei, în ediția de astăzi, 16 aprilie, a emisiunii Casa Iubirii. Blondina îl șochează toți colegii cu reacția pe care o are, căci în urmă cu câteva zile era extrem de fericită în compania lui Robi. Să fi pornit totul de la refuzul concurentului de a merge cu ea la date, Julia nu își mai poate stăpâni lacrimile, Julia trece prin momente dureroase acum, după ce, zilele trecute, zâmbetul nu-i mai dispărea de pe chip. Concurenta a avut parte de o dezamăgire atunci când ei și lui Robili s-a oferit un date în afara platourilor de filmare, însă concurentul l-a refuzat, după ce, în ediția de ieri a emisiunii matrimoniale, Julia a început seria reproșurilor la adresa bărbatului de care era apropiată, astăzi se retrage singură în grădină, acolo unde izbucnește în plâns. Imaginile triste cu blondina sunt urmărite cu atenție de băieți, care nu înțeleg motivul supărării sale. Concurenții îi pun întrebări cu Rob despre starea Juliei, însă acesta le dezvăluie că nu știe nici el cauza lacrimilor blondinei, căci nu a putut discuta cu ea. În timp ce Ștefan crede că Julia a fost extrem de afectată de refuzul lui Rob de a merge la date. Patrick se întreabă dacă nu cumva concurenta s-a îndrăgostit de fostul iubit al Virginiei. Ștefan, de ce plânge? Ce ai vorbit cu ea, Robi? Nu a vrut să mă asculte, Ștefan. Ea plânge că nu vrei să te duci la date cu ea, robot. Eu cred că ei îi place de tine, Robi, nu știu, frate, de ce plânge. Habar nu am. Aoleu, leu, Doamne, Patrick, Julia plânge. Dar de ce plânge fata asta? Eu asta nu înțeleg, hai să luam orice teorie. E îndrăgostită de tine. Nu cred. Crezi că e îndragostită oare discută băieții din Casa Iubirii, în ediția de astăzi a emisiunii matrimoniale, pe de altă parte, în Casa Fetelor, cea care merge să o sprijine pe Julia în clipele de tristețe este Ștefania. Iubita lui Cosmin o întreabă pe blondină dacă situația referitoare la dateul dintre ea și Robi a supărat-o atât de mult, iar Julia dă de înțeles că acesta ar fi motivul lacrimilor ei. Ștefania, de ce ai starea asta? De la ce a pornit? De la date, Julia Păi, își spun Ștefania și Julia, Laurențiu și Ionut se întorc în Casa Iubirii, concurenții din Casa Iubirii, dar și telespectatorii emisiunii au astăzi parte de o surpriză pe cinste. Laurențiu și Ionuț, foști concurenți din al doilea sezon al competiției, își fac apariția în casă, nimerind în atmosfera tristă cauzată de lacrimile Juliei, care este scopul vizitei lor de astăzi în Casa Iubirii. Să rămână oare concurenți cu drepturi de pline? Niciunul dintre ei nu își dorește. Deocamdată să-și dezvăluie planurile, Laurențiu, am venit în casa iubirii pentru Ionuț, eu nu vreau să zic. Vreau să rămână surpriză, spun Laurențiu și Ionuț, care își fac apariția în camera roșie astăzi.